Bun găsit la Super Tenis. Suntem pe finalul turneului de la Wimbledon, o primă zi a semifinalelor. Astăzi se decid finalistele în competiția fetelor. Vineri avem, bineînțeles, semifinalele masculine. Mai avem doar câteva zile pentru a afla cine câștigă acest Wimbledon, fie că vorbim de întrecerea feminină, fie de cea masculină. Alături de mine, precum v-ați obișnuit deja, Gabi Ilcu. Salut, Gabi! Iată, la începutul turneului poate nu aveam foarte multe speranțe că vom ajunge în această situație, însă suntem în ziua de joi, ziua semifinalelor feminine, și avem reprezentantă, bineînțeles, Simona Halep, ea acolo, după victoria entuziasmantă cu Amanda Anisimova. Da, și cu șanse la victorie, deși mai sunt încă două meciuri destul de grele pentru Simona Halep, astăzi cu Elena Rybakina, jucătoare care servește bine și pare să aibă ceva mai multă precizie în joc în acest moment și mai multă încredere decât Paula Badosa și Amanda Anisimova, care ieri a jucat bine doar pe finalul partidei, când partida practic era încheiată de la 5-1, a avut o tentativă de revenire, nu se știe ce s-ar fi întâmplat dacă valorifica cel puțin una dintre cele 3 mici de break, prin care a putut ajunge la 5-5. Nu s-a întâmplat asta, a revenit Simona în game și a închis partida, și la cum se prezintă momentul de față, sunt șanse bune să ajungă până la capăt. Îmi păstrez rezervele pe care le-am avut în zilele anterioare, însă faptul că Simona a stat destul de puțin pe teren, nu prea a avut probleme în partidele anterioare, a câștigat minimum de seturi în toate meciurile, cred că sunt șanse mai mari decât aș fi crezut eu acum 2-3 zile sau chiar ieri. Haideți să vedem câteva statistici din partida cu Amanda Anisimova, câștigată de Simona în cursul zilei de miercuri, o partidă de puțin peste o oră. Iată aici, a și greșit mult Anisimova, însă e remarcabil acel 6 în dreptul erorilor neprovocate pentru Simona Halep, din care 2 au venit chiar în ultimul game, dar s-a trezit la timp, după cum spunea și Gabi, a evitat un 5 egal, care evident i-ar fi dat o încredere suplimentară Amandei Anisimova. Ajunge Simona, iată, pentru al doilea an la rând în semifinale, a doua ediție la rând în semifinale, în 2019 reușea să câștige titlul. Acum mai are nevoie de 2 pași pentru a repeta acea performanță. Simona fără set cedat la actuala ediție a turneului de la Londra. Și iată, acolo avem cotele pentru marea semifinală de azi cu Rybakina. O cotă, recunosc, surprinzător de mică din punctul meu de vedere. Mă așteptam la 1.33 probabil cu Anisimova, când împotriva americancei avea 1.42. Acum însă Rybakina, cel puțin din punctul meu de vedere, e o adversară mult mai dificilă decât Anisimova, dar chiar și așa vedem ce cotă mică are Simona. Da, până la urmă și Rybakina a jucat foarte bine în acest turneu. A pierdut un singur set. S-a întâmplat în meciul anterior cu Ayla Tomljanović din sferturile de finală de ieri. Meci care s-a jucat în paralel cu cel al Simonei Halep contra Amandei Anisimova. Și mai e o treabă aici. Simona și Elena Rybakina s-au mai întâlnit de trei ori. În primul meci a abandonat Simona în primul set. Dar celelalte două care au ajuns până la capăt au fost câștigate într-adevăr de Simona Halep. Dar toate au fost la mare luptă. Practic putem să folosim acel clișeu și să spunem că au fost două meciuri epice, în care Halep a câștigat cu greu. A fost acea finală de la Dubai decisă în tie-break cu setul decisiv, plus acel meci de la US Open de anul trecut din turul al treilea, un prim set tot așa a ajuns într-un tie-break interminabil și până la partida a fost decisă tot în a treia manșă, după care s-a văzut în turul următor că Simona a rămas fără multe resurse și a pierdut cu Elena Svitolina. Da, Simona, care a făcut față cu brio serviciilor Elenei Rybakina în acea partidă amintită de la New York, a reușit Rybakina numai puțin de 14 ași, dar chiar și așa Simona s-a impus în 3 seturi. Și dacă am adus aminte de ași, puteți vedea în istoricul de pe Super Social, am avut și pentru ediția de miercuri o mulțime de pariuri cu verde. Am recomandat câteva opțiuni de la pariuri speciale pe care le-am dibuit destul de bine. Sperăm să o facem și astăzi pentru cele două semifinale feminine. Și vom trece la celălalt meci, să vedem cum a ajuns Rybakina în penultimul act.
Un singur set a cedat pe întreaga durată a turneului a fost chiar cel din duelul cu Ayla Tomljanović din sferturi, primul adjudecat de sportiva din Australia, însă după aceea am putut vedea o desfășurare asemănătoare a următoarelor două seturi cu ceea ce s-a întâmplat în duelul dintre Simona și Anisimova, pentru că Rybakina a luat setul 2 cu 6 la 2, a condus cu 5 la 1, a mai avut nevoie de câteva game-uri, dar până la urmă vedem, a închis cu 6 la 2. Impresionant modul în care joacă, un stil ofensiv abordat de Rybakina, în condițiile în care a greșit, dar și a avut, vedem acolo, cu peste 20 de lovituri câștigătoare în plus față de Tomljanović. Exact, și mă aștept și astăzi să meargă la fel de bine cu serviciu, să aibă cel puțin 10 ași. Cu siguranță la numărul de puncte de vechi câștigătoare va sta bine, va sta mai bine decât Amanda Anisimova ieri. Totul acum ține de cât de mult va greși jucătoarea din Kazakhstan și câte mingi va fi capabilă Simona să îi întoarcă în teren pentru a o pune la încercare și a o pune să câștige un punct de mai multe ori decât ar face într-un meci obișnuit contra unei alte oponente. Până la urmă, Simona a avut un joc curat ieri contra Amanda Anisimova, cum ai spus și tu, foarte puține erori neforțate, practic până în ultimul game a avut 4. Dacă va ține numărul de neforțate jos și în partida cu Elena Rybakina, atunci șansele ei să se impună în acest meci sunt destul de mari și poate se apropie de această cotă foarte mică, cum ai remarcat și tu, de 1.33 la victorie pentru româncă. Am să spunem că un alt aspect important în această partidă va fi legat de serviciul 2. Simona a câștigat peste 70% din punctele jucate cu 2-ul în fața Amandei Anisimova. Extrem de mare acel procentaj în comparație, spre exemplu, cu cel al Elenei Rybakina, doar 57% cu Tomljanović. Oricum, serviciul 2 e unul vulnerabil în circuitul WTA și cam tot ce depășește 50% e deja acceptabil. Ei bine, Simona a stat excelent la acest capitol și să sperăm că va găsi în continuare execuțiile variate încât să-i pună probleme în altei sale adversare. Să spunem că sunt 17 cm între cele două. E mai înalt sportiva care reprezintă Kazakhstanul, deși e născută în Rusia. O mulțime de discuții am văzut pe această temă, însă e important că am ajuns în semifinale și Simona are o șansă să ajungă în ultimul act. Hai să aruncăm o privire și la speciale, să vedem Sigur. Ce găsim acolo. Tu spuneai că te aștepți la vreo 10 ași. Ei bine, am putea juca lejer peste 5,5, 1,60. Peste 6,5 cota CV și 10. Da, mă aștept la cel puțin 10 ași, pentru că ai spus și tu că în meciul anterior dintre cele două Rybakina a servit undeva la 14 ași. Și s-a întâmplat asta pe hard, pe iarbă e suprafață mult mai propice pentru a lovi direct câștigător cu serviciu. Dar asta implică și un set decisiv, dacă vezi vreo 10 ași, pentru că în două seturi mi-e cam greu să cred. E cam greu, da, să dea o medie de 5 ași pe set, însă mă aștept să fie, am și un pont la final între cele 5 pariuri legat de acest match, mă aștept să fie un număr ridicat de gamer, pentru că sunt convins că Rybakina va fi peste ceea ce au arătat Badosa și Anisimova în tururile anterioare în care Simona a trecut fără mari probleme. Haideți să vedem la Simona, baremul de aș recomandat ieri de 2,5 cu Anisimova a fost unul câștigător. Acum să vedem ce cotă e la același barem, 2,5, 1,75, suntem constanți, mergem peste. În condițiile în care nici Rybakina nu e o sportivă care să returneze fiecare minge. Și în finalul ofertei sunt curios ce cotă are Simona la un break în primul set. Cred că e una destul de mică până la urmă. Mingi câștigate aici sunt în match. Primul set, da, e o cotă mult prea mică, deoarece vedem la 1,5 e 1,65. Însă cred că va face cel puțin un break Simona în primul set, deoarece, după cum ne-a obișnuit, ea începe foarte, foarte tare. Haideți să ne întâlnim, bineînțeles, și pe canalul de YouTube al Superbet România, unde deja ați intrat în număr mare și ne scrieți o mulțime de mesaje. Vă mulțumim pentru asta. Voi da citire unora dintre ele.
Spune aici Radu că el e de părere că va pierde Simona și dacă la 5-4 ar fi pierdut acel game cu Anisimova, ar fi pierdut și meciul. De cealaltă parte, Gabriel Șerban ne spune, văd minim un set Tatiana Maria și peste 5,5 aș Rybakina. Al doilea punct l-am jucat și noi, setul lui Maria rămâne să-l discutăm în cele ce urmează. Iar Andrei ne întreabă dacă e adevărat că nu se dau puncte. Din păcate, da. Dacă s-ar fi acordat punctele în clasamentul WTA, acum Simona ar fi intrat în top 10 și avea o șansă bună să urce chiar mai sus de atât. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în sezonul de hard american. De acolo va începe Simona să acumuleze puncte și bineînțeles și celelalte sportive care vor lua parte la întrecerile de la Washington, Toronto și Cincinnati, iar apoi bineînțeles US Open. Și așteptăm în continuare părerile voastre aici pe canalul de YouTube al Superbet România. Bineînțeles, ne vedem și pe Facebook. Vom trece și la cealaltă semifinală, care în ordine cronologică e prima, dar pentru noi mai importantă era cealaltă. Și bine, e a doua în ordinea ta, dacă ne luăm după tablou, e pe jumătatea a doua tabloului meciul dintre Jabeur și Tatiana Maria. Iată ce cotă mică are acolo Ons Jabeur. Tatianei Maria cu siguranță îi place să joace în astfel de condiții, să fie considerată outsider. Așa s-a întâmplat în mai toate duelurile ei. Nu mai mi-amintesc cu cine a jucat în primul tur, însă din turul 2 de la Sorana încoace, cu siguranță de fiecare dată Maria a fost cea care a avut cotele mai mari și s-a impus. A fost singurul meci în care a fost favorită Tatiana Maria, dar am uitat și eu care a fost adversara sa în primul, pe tine, dar în primul tur. Dar... Mergem să vedem și cotele pentru duelul dintre Jabeur și Maria până găsește Gabi numele primei adversare din acest turneu. Pentru Astra Sharma. Astra Sharma, acolo, da. Meci de 3 seturi a fost atunci. Iată 1-14 la victorie, după cum am putut vedea și în aplicația Superbet, însă ce cotă la câștigarea trofeului pentru Tatiana Maria, 35 în condițiile în care mai are nevoie și ea de doar 2 pași, la fel ca toată lumea. Cote infinit mai mici pentru Jabeur și Halep. Până la urmă este finala anticipată de mai toată lumea. Evident, nemții nu și-ar dori, sau fanii Elenei Rybakina, însă ceilalți, din câte am citit și eu pe forumurile de tenis, cam toată lumea se așteaptă la o finală între Ons Jabeur și Tatiana Maria. Însă de ea, da, Ons Jabeur și Simona, pentru că vedeam acolo cotele și văzusem o cotă bună la Total Game-uri Tatiana Maria, însă vom reveni la aceste discuții. Crezi că pentru Tatiana Maria acum e mai ușor, are o șansă în plus în fața lui Jabeur pentru că e semifinală? Dacă ar fi fost o finală, ar fi fost altceva? A, da, în asta da, are șanse un pic mai mare astăzi decât a fost în cazul în care se întâlneau într-o finală de Grand Slam sau într-o finală de turneu. Dar cred că șansele sunt mai mici decât au fost în tururile anterioare, când a reușit câteva surprize, cum au fost eliminările Mariei Sakkari și Leni Ostapenko. Nu îi dau mari șanse și sunt puțin, mă îndoiesc că va reuși să ia chiar și un set astăzi Tatiana Maria. Jabeur a avut acel meci din seturile de finală când a început mai prost, a pierdut primul set, după care a dominat clar partida. Cred că astăzi va intra mult mai concentrată în meci încă din primul set și dacă ia primul set, nu cred că se pune problema unei reveniri pentru jucătoarea din Germania. Bine, până la urmă, Tatiana Maria trebuie să înceapă în forță. Cu siguranță, dacă cedează primul set, drumul spre o revenire ar fi extrem, extrem de complicat. Iată, Radu Torzi e în asentimentul tău și el spune Jabeur 2-0 la seturi. Eu totuși aș merge pe un peste 18,5 aici. Poate să iasă și 2-0 la seturi, însă cred că Tatiana Maria va face vreo 7 game-uri și în aceste condiții vom avea un 6-3-6-4, mulțumește pe toată lumea până la urmă. Bun, și 6-1-7-5 este ok, deci... sau 7-5-6-1 dacă va începe Tatiana Maria cu un prim set în care să se țină și ea cât de cât de Ons Jabeur și apoi Jabeur să-și croiască drumul simplu spre finală în partea a doua. Am văzut foarte interesant acolo pe tablou, 3 dintre cele 4 semifinaliste au reușit să se impună după ce au cedat primul set.
Singura care n-a făcut-o a fost Simona, pentru că n-a avut nevoie. Ea s-a impus cu 2-0 la seturi în fața Amandei Anisimova. În rest, iată, am avut meciuri lungi și de aceea putem anticipa o partidă oarecum mai echilibrată decât o arată cotele. Evident, Jabeur e favorită și, în mod normal, așa cum spunea Gabi, așa cum spunea și prietenul nostru Radu, ar trebui să fie 2-0 la seturi, însă acest ar trebui a fost cam dat peste cap de fiecare dată de Tatiana Maria și poate sportiva din Germania mai are acolo rezerve de energie încât să mai ducă o bătălie destul de lungă. Și la speciale să vedem dacă găsim și acolo, bineînțeles, pe finalul emisiunii am pregătit cele 5 pariuri și vom avea câte ceva din fiecare meci, dar acum încercăm să le mai triem, să mai vedem ce ar fi de jucat de acolo. Jabeur în meciul precedent n-a avut niciun as, din câte mi-amintesc, și chiar Gabi Șerban se plângea ieri că a fost singurul meci care nu i-a ieșit. Astăzi, totuși, cred că 3 va avea cu Tatiana Maria. Ar trebui să aibă, dar bine, depinde și cât de lungă va fi partida. Jabeur e un jucător care îmi inspiră încredere atunci când vine vorba de aș. Bine, face și duble greșeli în anumite partide. Dar 2,5 cred că e un barem destul de jos care merită încercat. Și la procentaj puncte câștigate pe primul serviciu, să vedem, are 70. Da, e cam mult. Am putea să îl ocolim până la urmă. Și pentru Tatiana Maria, în condițiile în care a avut vreo 7 ași cu Ostapenko și încă vreo 5 cu Niemeyer, cred că 1,5 e destul de... E jucabil, să zic așa, dar na, vedem cât de lungă va fi partida de astăzi. Câte un as pe set, cred că... Câte un as pe set poate, dar... Contează mult și cât încredere va mai avea în anumite puncte ale partidei. Da, se spune în diferență mare între cele două și în ierarhia WTA. Sunt peste 100 de locuri. Practic, Ons Jabeur e pe locul 2, Tatiana Maria e pe 103 în lume. Și cele două s-au întâlnit până acum de 3 ori. E 2-1 la seturi, la meciuri pentru Ons Jabeur. Însă cele două nu s-au mai aflat față în față din 2018. Așadar, multe s-au schimbat de acum 4 ani. Și așa arată tabloul complet de la Wimbledon. Cine s-ar fi așteptat la asemenea nume, cel puțin la Tatiana Maria? Chiar și la Rybakina erau cote extrem de bune pentru o calificare în penultimul act. La Simona noi speram, bineînțeles, iar Jabeur cumva confirmă, pentru că e singura jucătoare dintre cele patru din semifinale de la Wimbledon care n-a pierdut vreun meci pe iarbă în acest an. A câștigat trofeul de la Berlin, iar apoi a venit aici la Wimbledon, unde s-a impus în cele 5 meciuri jucate până în această fază. Și cam atât e pe această parte, partea tabloului feminin. Vom trece și vom discuta, bineînțeles, și despre ce s-a întâmplat în cursul zilei de miercuri pe tabloul masculin, acolo unde am avut două sferturi de finală extraordinare. Însă asta o vom face doar pe canalul de YouTube al Superbet România, unde vă așteptăm în continuare cu sugestii, cu păreri despre meciurile de astăzi, de mâine. Și bineînțeles, nu uitați, pe finalul ediției avem și Super Prono, concursul care va aduce premii totale în valoare de 300.000 de lei. Și am rămas așadar pe canalul de YouTube al Superbet România. Vedem acolo cum arată tabloul masculin de la Wimbledon cu nemuritorii Djokovic și Nadal, de această dată însoțiți în penultimul act de Norrie și de Kyrgios. Mai întâi abordăm nebunia de meci dintre Rafa și Taylor Fritz. O partidă în care ibericul părea sfârșit, tatălui, sora lui, toți îl îndemnau să abandoneze. Nu numai că a rămas pe teren, ci vedem, s-a impus 10-4 în match tiebreak, într-o confruntare în care a cedat numai puțin de 8 break-uri. Foarte rar îi se întâmplă așa ceva lui Rafa, chiar și pe iarbă sau pe alte suprafețe, însă pentru cei care au văzut meciul, explicația e una clară. A redus foarte mult viteza la primul și la al doilea serviciu din cauza acelor probleme în zona abdominală.
Gabi, pe final ne-am uitat împreună la meci. Totuși, la 2-1 la seturi pentru Fritz, credeai că mai scapă victoria? Eu ți-am zis de ieri că am încredere în Fritz că poate să câștige acest meci și ți-am spus că dacă va fi primul care ajunge la 2 seturi, nu văd cum Rafa putea să întoarcă partida. Însă sunt dezamăgit de ceea ce a jucat americanul ieri, pentru că a întâlnit un... Eu mă gândeam că va ajunge să aibă șanse să câștige meciul cu un Rafa la un nivel mult mai înalt. Nu s-a întâmplat asta, Nadal a avut problemele alea fizice, a fost aproape să renunțe, să se retragă, după cum spuneai și tu, cei din staff-ul sau cei din familie i-au indicat să se retragă de pe teren, să renunțe. Până la urmă a continuat și a reușit să-și câștige meciul, în timp ce Fritz a jucat destul de slab în fața acestui Nadal la turație redusă. A fost întors în setul 4, în setul decisiv, a fost condus cu câte un break, a revenit, a reușit să câștige înapoi americanul, după care a cedat în prelungiri, a început îngrozitor și acel tie-break, super tie-break din final, când Nadal a avut 5-0 la un moment dat. Părea să revină oarecum Fritz când a luat două mini-break-uri înapoi. Destul de modest jocul său, în sensul că loviturile, slice-urile lui Rafa i-au pus mereu probleme, de a urma apoi, după ce lovea o minge tăiată, Rafa urma de cele mai multe o greșeală din partea lui Taylor Fritz. Nu a variat suficient, nu a avut un joc suficient de variat, nu prea am văzut un slice din partea sa, nu am văzut o scurtă ceva, a jucat destul de liniar, de plat în anumite momente, când încerca să joace mai liftat, greșea lovitura sau o lovea destul de imprecis încât îi permitea lui Rafa să atace. Plus, pe lângă asta, cu toate că nu a fost la 100% din punct de vedere fizic și poate undeva la jumătate din capacitatea sa normală, Rafa a avut momente în care a reușit să-și pună în valoare jocul său extrem de bun pe partea defensivă și pe parcursul schimbului de minci să întoarcă întâietatea schimbului în favoarea sa. Pe scurt, a rămas dezamăgit de ceea ce a jucat americanul. A fost un joc total diferit față de cele din... față de jocurile arătate în acest turneu înainte să-l întâlnească pe Nadal. Dar hai să-ți spun eu una tare. Pe la jumătatea meciului îți dai seama ce presiune a fost pe umerii lui Fritz, care știa din start, dacă înving, oricum toată lumea va pune această victorie în umbra, ai învins un Nadal accidentat. Dar dacă pierd în fața unui Nadal accidentat, pentru mine va fi cel mai rău. Nivelul presiunii pe care a trebuit să o simt Fritz a fost atât de mare încât evident că și jocul lui a avut de suferit. Probabil în fața unui Nadal în plenitudinea forțelor ar fi avut o șansă mult mai bună să se impună. Îi lipsește evident experiența la nivel înalt, primul sfert de finală pentru Taylor Fritz la o competiție majoră. Încet, încet învață, ne aducem aminte și de parcursul lui bun de acum câțiva ani de la Australian Open, când l-a târât în 5 seturi și pe Novak Djokovic. Un Djokovic accidentat atunci, dacă ții minte. Tot așa. Anul trecut s-a întâmplat asta. Până la urmă, e un joc al minții, pentru că nu e deloc ușor pentru tine să știi că joci împotriva unor adversari precum Djokovic sau Nadal. Ei sunt accidentați, nu prea ai același ritm, evident, îți pui 100 și 1000 de întrebări. Și până la urmă Nadal a reușit să profite de toată situația. Rămâne de văzut dacă Ibericul va intra pe teren vineri împotriva lui Nick Kyrgios. Spunea la conferința de presă, nu am cum să vă dau un răspuns cert pentru că abia joi voi va face niște teste, niște analize. În funcție de ce mi se va spune, voi lua o decizie. Sănătatea e cea mai importantă, oricât mi-aș dori eu să câștig titlul de la Wimbledon. Știi ce a zis Fonini? Despre acestea centrul lui Nadal? Am văzut. Fonini punea sub semnul întrebării accidentarea lui Rafa în condițiile în care a jucat 4 ore și 20 de minute. Însă, până la urmă, sunt destule păreri. Anumiți fani sau anumiți colegi din circuit care laudă pentru modul în care luptă, alții care se îndoiesc de anumite accidentări. Până la urmă, despre asta a fost vorba pe întreaga durata carierei lui și a celorlalți, nu doar a lui Nadal. Cred că Kyrgios, dacă va intra Rafa pe teren mâine în semifinală, Kyrgios cred că simte sângele mai bine decât Fritz. Și până la urmă ai spus de Fritz, el l-a învins pe Rafa în finala de la Indian Wells de anul acesta, când la fel Nadal nu era la 100% fizic. Dar nu a fost atât de evident. Nu atât de evident, da. Iată, Gheorghe Popa ne spune, Nadal câștigă turneul cotă de 8. Într-adevăr, cota este una foarte bună dacă stăm să ne gândim
avea vreo 9 la începutul turneului, așadar a scăzut foarte puțin, sau cel puțin putem spune că a crescut acum în ultimele zile din cauza problemelor de sănătate ale lui Rafa. Iar Răzvan Grosu ne spune, sperăm să fie ok, să moară cu nic de gât. Și sincer, cota respectivă de 2.30 chiar merită încercată. Vom vedea pe parcursul zilei cum se vor schimba cotele sau poate pe mâine dimineață, pentru că dacă Nadal nu anunță vreo retragere, înseamnă că el simte că e suficient de ok încât să joace la un nivel bun, încât ceea ce îi dă o șansă bună. Să câștige, da. Dar cât de frumos ar fi să câștige Nick Kyrgios primul său turneu de Grand Slam, învingându-l pe Nadal în semifinale și pe Djokovic în finală? Nu cred că se poate întâmpla asta. Evident, ar fi o poveste de succes pentru Nick și, în general, una dintre poveștile din circuit care ar rămâne peste mulți ani. Însă, totuși, Djokovic, la cum arată, pare extrem de greu de oprit. Și vedem ce diferență la nivelul cotelor. Dacă Nadal e considerat outsider cu Nick Kyrgios, îl vedem pe Djokovic care avea miercuri, avea 1-0-8 împotriva lui Cameron Norrie și cel mai probabil se va impune vineri la pas în fața britanicului. Nu știu dacă ai văzut, a mers într-un bar și la un moment dat se uita la tenis. Barmanul l-a întrebat, ești pasionat de tenis? Și el a spus da. Iar în momentul acela a spus, tu semeni cu unul dintre jucătorii noștri, cu Cameron Norrie. Și a spus, am stat, am băut două beri și la sfârșit i-a spus, eu sunt Cameron Norrie. E ca un banc, intră Cameron Norrie într-un bar, așa. Da, exact. Un bar, un banc englezesc până la urmă. Da, și ne-am mai și distrat puțin. Haideți să vedem tot ce a făcut și Nick Kyrgios de a ajuns până în semifinale. Dacă Rafa l-a învins pe Fritz în 4 ore și 20 de minute, în 5 seturi, de cealaltă parte, Nick Kyrgios a stat doar 3 seturi pe teren împotriva chilianului Cristian Garin, însă la conferința de presă australianul spunea, scorul nu reflectă dificultatea acestui meci, am câștigat în 3 seturi, însă Garin mi-a pus foarte mari probleme. Vedem 17 ași pentru Kyrgios, jumătate practic din loviturile sale câștigătoare au fost ași. A și greșit mai mult și ce au remarcat și unii specialiști, dar și unii fani, acesta e probabil primul meci după multă vreme în care Kyrgios nu și-a bătut joc de nimic. N-a dat un twinner, n-a dat o minge pe la spate, a tratat totul serios cap-coadă. Da, să știi că începând cu meciul cu Nakashima, a devenit tot mai serios, tot mai concentrat, tot mai liniștit în timpul partidei. Pare să aibă un alt mindset în momentul de față și de aceea mă gândesc că sunt șanse să reușească, poate chiar să câștige dacă se simte ok fizic. Dacă se va concentra și își va vedea de joc în fața lui Nadal care nu e la 100% și ajunge în finală cu multe resurse, sunt șanse și de partea sa. Cu siguranță Djokovic nu va mai fi la fel de favorit cum a fost, de exemplu, anul trecut cu Matteo Berrettini, care era la prima lui final de Grand Slam, cu toate că e un jucător foarte bun pe iarbă. Da, evident, Nick Kyrgios are armele necesare să învingă cei mai buni jucători din lume. Trebuie să se concentreze, în primul rând, asupra jocului său. Și pare că poate. Da, și cum spunea, față de anii precedenți, am învățat să stau în casă. Se termină meciul, mă recuperez și nu mai ies în baruri, nu mă mai plimb pe străzi. Pare să abordeze totul mai profesionist și într-un eventual duel cu Djokovic are și avantajul celor două victorii obținute în trecut împotriva sârbului. Însă vom avea timp să discutăm despre asta. Mai întâi să avem numele celor doi finaliști. Iar apoi ne vom concentra evident și pe ultimul act programat duminică. Și am văzut și câteva cote acolo, însă nu vom intra în detalii, să avem ce vorbi și în emisiunea de vineri, când vom analiza cele două semifinale feminine și ne vom concentra evident și pe meciurile în care vor duce cei doi finaliști în întrecerea băieților. Și mergem la Super Prono până la urmă. Ați fost destui care ați fost inspirați și în ediția de miercuri pe meciul Simonei Halep cu Amanda Anisimova. Acum partida aleasă e, bineînțeles, era ușor de ghicit, tot cea în care joacă Simona, de această dată cu Elena Rybakina.
Aveți câte 20.000 de lei în funcție de câte răspunsuri corecte oferiți. Avem 7 întrebări, pentru cei cu 6 răspunsuri își vor împărți 20.000 de lei, ceilalți care răspund 7 din 7 își vor împărți alți 20.000 de lei, așadar multă baftă tuturor și încă un aspect important, nu e suficient să ne scrieți în comentariile de pe YouTube răspunsurile voastre, trebuie să intrați în aplicația Superbet și de acolo să plasați cele 7, să postați cele 7 răspunsuri la întrebările noastre. Și haideți să vedem cum arată. Mai întâi, care va fi scorul corect al meciului? Ieri am mers pe 2-0 Simona și l-am prins. Astăzi însă ce alegem? 2-1 Simona. 2-1 pentru Simona Halep. Așadar, calificare în finală. Numărul de aș pentru Râbachina peste, pentru că am vorbit asta și în timpul meciului, în timpul startului emisiunii. La fel peste și, la fel peste și pentru Simona. Număr total de duble greșeli pentru Elena Râbachina. Te-a făcut ieri, totuși că nu mai n-a reținut. Eu știu că a făcut 4 cu Bianca Andreescu. Dintr-un motiv foarte clar știu acest lucru, pentru că m-a interesat, avea barem de 3,5 și mi-a ieșit la limită. O singură dublă greșeală ieri în 3 seturi cu Aira Tomljanović, iar în meciul cu Petra Martic, care a durat 2 seturi, imediat se încarce statistica, Râbachina n-a făcut nicio dublă greșeală, deci pare să joace destul de îngrijit, iar cu Zheng Qinwen, în turul al treilea, după ce a învins-o pe Bianca Andreescu, aceasta a făcut 5 duble greșeli. Între timp, cea mai reglat se pare serviciu și e mult mai precis 2-ul, în condițiile în care baremul este de 4,5 și am putea pune sub, depinde acum și cât de mult, că noi mizăm pe un meci din 3 seturi, în 3 seturi în decisiv poate să apară și oboseala și presiunea și pot fi peste, dar hai să zicem, mergem în pe ideea sub. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele două meciuri să fie sub 4,5 duble greșeli. Pentru Simona, să ne gândim, a făcut câte 5 duble în ambele partide directe de 3 seturi cu Râbachina. Iar dacă acum anticipăm un meci de 3 seturi, mergem pe peste 2,5 duble. Râbachina e o sportivă periculoasă la retur. Și atunci va forța 2-ul destul de mult. Procentaj primul serviciu pentru jucătorul 1. Aici este vorba de frecvența la serviciu. Da, Râbachina pune primul serviciu în teren. Având în vedere returul Simonei, s-ar putea să te gândești că va încerca un serviciu procentaj sau va forța primul serviciu astfel încât să fie nereturnabil? Măi, văd că a avut 64% cu Tomljanović, mă gândesc că 55% va avea și de această dată. Atunci să zicem peste. Mergem aici cu peste. Și puncte câștigate din primul serviciu pentru Simona, atenție, se schimbă lucrurile. 70%... Nu știu ce, dar aș merge pe sub aici. Mi se pare un barem destul de ridicat. În tenisul feminin, mai ales. În condițiile în care și Râbachina returnează bine. Acestea au fost părerile noastre, însă vă spunem ca de fiecare dată, vă puteți inspira, însă dacă aveți alte idei, bineînțeles, sunteți sfătuiți să mergeți pe mâna voastră. Până la urmă, participarea în acest concurs este una gratuită, n-aveți ce pierde, așadar în fiecare zi aveți ocazia să vă testați cunoștințele și dacă nimeriți 6 sau 7 răspunsuri corecte, evident primiți și bani. Avem destule premii până la sfârșitul turneului de la Wimbledon, acestea însumează 300.000 de lei. Aici a început o discuție foarte aprinsă cu lipsa de caracter a lui Nadal, a lui Djokovic. Până la urmă avem și fani care se bat cap în cap. Până la urmă e normal, această rivalitate a ținut capul de afiș de mai bine de un deceniu. Să știi că n-am înțeles niciodată duelul între fanii jucătorilor de tenis. Până la urmă vorbim aici despre niște oameni. La fotbal pot să înțeleg, pentru că susții o entitate, un club, o structură, ceva... o organizație, însă aici să susții un anumit om e puțin ca mult să devii un fel de ultras.
Și avem câteva statistici interesante și imagini din ziua de miercuri. Haideți să trecem la rubrica Not Too Bad, acolo unde începem cu Simona, pentru că așa e și normal și așa ne și place. E a șasea semifinală a anului pentru ea, doar Iga Świątek o depășește la acest capitol cu 8 și să spunem că Simona a ajuns cel puțin în semifinale la toate cele trei turnee la care a luat startul pe iarbă, mai întâi Birmingham, apoi Bad Homburg, acum Wimbledon. E până la urmă Constanța Simoni parcă e tot acolo. Da. Deși rezultatele parcă lasă senzația că ar fi altceva, pentru că nu a mai câștigat atât de multe trofee de aia. Și iată, ca să ilustrăm și mai bine Constanța pe care o remarcai, 12 victorii la rând pentru Simona la Wimbledon, o serie care a mai fost văzută în ultima vreme doar la Serena Williams, care își trecea în cont 20 de victorii la rând între 2015 și 2018, însă de atunci pare că Simona se simte la Wimbledon ca acasă, așa cum punctează inspirat și cei de la Opta. Aici un gest frumos din partea lui Ons Jabeur. S-a întâmplat în primele zile ale turneului. Probabil nu se gândeau vreodată Jabeur și Maria că vor fi adversare în semifinale. Însă o vedem aici pe Ons Jabeur care se plimbă de mână cu fetița Tatianei Maria. O legătură strânsă între cele două jucătoare care n-au avut o carieră ușoară. Să ne aducem aminte de Jabeur, care în urmă cu 3-4 ani nu prindea top 100 și își punea mari semne de întrebare dacă are rost sau nu are rost să continue cariera. Iată acum pe locul 2 în lume și cu posibilitatea de a ajunge într-o finală de mare șlem. Ok, Ons Jabeur e prietenă și cu Tatiana Maria. Ons Jabeur e prietenă cu toată lumea până la urmă. Aici o declarație sinceră, în același timp amuzantă din partea lui Kyrgios. Spune, nu am antrenor, niciodată nu aș pune o asemenea povară pe umerii cuiva. Cu siguranță greu de strunit, Nick. Și ultima o trecere în revistă a statisticilor lui Rafa după victoria cu Taylor Fritz. A ajuns la 19 victorii din tot atâtea partide jucate la Mare Slam în acest an, după trofeele adjudecate la Australian Open și Roland Garros. Va juca a 8-a semifinală din carieră la Wimbledon și e pentru prima dată în semifinale din 2019, însă nici n-a mai jucat de atunci. Și e semifinala de Grand Slam cu numărul 38 în cariera spaniolului. Numai puțin de 310 victorii la Grand Slam și cea cu numărul 58 la Wimbledon. Chiar dacă cifrele sale nu sunt la fel de impresionante precum cele de la Roland Garros, oricum Rafa rămâne unul dintre jucătorii cu rezultate foarte bune de-a lungul anilor la Wimbledon. Până la urmă vorbim de 8 semifinale, nu? Chiar dacă n-a câștigat atât de multe titluri. Hai să dăm bătaie cu pariurile. Gabi, să vedem ce meciuri ai selectat, cele 5 de azi. Da, merg peste la numărul de game-uri în meciul între Rybakina și Simona Halep, după cum am spus și mai devreme, iar acest 19,5, over 19,5 cu această cotă de 1,55 mi se pare foarte bun, foarte bun pariu, pentru că ar putea ieși lejer și cu două seturi în meci, nu doar cu decisiv. La fel, e o semifinală foarte interesantă astăzi în, la dublu masculin între columbienii Cabal și Farah și croații Mektić și Pavic. Croații sunt favoriți, însă nu cred că vor ceda ușor Juan Sebastian Cabal și Robert Farah în acest meci, mai ales că ei sunt și ei foști campioni la Wimbledon. De aceea, plus 38,5 game-uri în meci la o cotă de 1,80, cred că merge jucată, mai ales că se joacă după sistemul 3-5. Deci un set la un moment dat, sau cel puțin 4 seturi în meci, ar trebui să ne ajute să iasă această cotă, mai ales că mă aștept ca ambele perechi să-și mențină serviciul destul de mult în meci. După care am mers pe finala de dublu mixt, Stozur Ebden, am spus ieri că vor câștiga, cel puțin un set au câștigat meciul, îi întâlnesc pe Skupski și Kravchik și cred că vor pierde de data aceasta australienii. Matthew Ebden a jucat ieri la dublu masculin, a câștigat, a jucat la dublu mixt, a câștigat, astăzi joacă în cealaltă semifinală de dublu masculin,
și apoi va intra pe terenul central după ce se termină semifinalele feminine pentru a juca al patrulea meci în două zile. Cred că e puțin cam mult pentru australian, chiar dacă schimbă cumva partenerul. Purcell joacă cu Purcell la dublu masculin, Sam Stosur e partenera sa la mixt, însă cred că Scupții și Kravchik vor fi ceva mai proaspăt și mai ales că sunt și favoriți în această partidă, cred că vor reuși să se impună și să câștige titlul la dublu mixt astăzi. Dacă Dominic Thiem a câștigat primul său meci după 11 înfrângeri la rând, prima victorie din acest an în turul anterior, astăzi joacă împotriva lui Facundo Banist, un jucător bun la simplu pe zgură, însă până la urmă cred că Thiem cumva și-a recăpătat din încredere și își reglează jocul tot mai bine după acel succes. Cred că va învinge și astăzi și va ajunge sferturile de finală în Challengerul de la Salzburg. Cota este una foarte bună, 1.67 la victorie pentru austriac care joacă acasă. Iar ultimul meci este din Challengerul de la Bogota din Columbia, unde Facundo Mena îl întâlnește pe Nicolas Alvarez și are o cotă de 1.60 la victorie. S-au mai întâlnit de 3 ori cei doi în trecut, iar Mena a câștigat toate cele 3 partide. Ultima a avut loc săptămâna trecută în Challengerul tot din Columbia de la Cali. Cota totală este de 11.40 arată în acest moment în aplicație la SuperBet. Așadar aveți aici lista, cele 5 meciuri recomandate de Gabi Ilcu. Urmează să le dau și eu pe ale mele, însă înainte trebuie să îl urechez puțin pe Taylor Fritz, pentru că ieri am avut 5 pariuri furnizate, 4 au fost câștigătoare, al 5-lea a fost peste 71,5% puncte câștigate pe primul serviciu de Taylor Fritz. Acesta a fost un pariu necâștigător și, ați ghicit, a avut 71%, astfel că mai la limita limitelor trebuia să prindem un bilet cu o cotă de peste 11. Sper totuși că între voi au fost și unii mai inspirați care au lăsat acel meci pe afară și le-au jucat pe celelalte 4. L-am prins eu pe toate 5, cred că e o premieră. Bravo! Noi suntem mândri de tine, ai și tu parte de premiere. Și acum trecem la cele 5. Am spus, Tatiana Maria are nevoie de un start bun de meci pentru a avea o șansă și am găsit acolo o cotă de 1.60. Chiar în finalul secțiunii de pariuri speciale, pe la ultimele rânduri, apare peste 0.5 break-uri în primul set, Tatiana Maria, 1.60. Un simplu break ne aduce un 1.60, iar Jabeur și-a mai cedat serviciul. Ne aducem aminte și în partida precedentă cu Buscova. A mai avut astfel de probleme și în trecut. Până la urmă, un break nu e chiar atât de ieșit din comun. Am jucat și eu același barem în dublul Cabal-Farahmetic-Pavic, două cupluri care se cunosc bine, echipe de dublu cu foarte bune rezultate, cu servicii puternice. Așa am recomandat și în partida de miercuri dintre Ram Salisbury și Mahut Roger Vasselin. Văd aici o partidă lungă și de cel puțin 4 seturi cu peste 38,5 game-uri la total. O partidă mai ieșită din comun, o competiție WTA de la Boștad, cea de dublu, Avanesian cu Henneman, două sportive ale căror nume nu sunt sonore, împotriva lui Misaki 2 și Rebecca Peterson, merg pe mai experimentatele 2 și Peterson, mai ales că ultima dintre ele joacă și acasă și are parte de susținerea publicului. Într-o competiție ITF de la Fountain Valley, îl vedem pe Eduardo Nava împotriva lui Omni Kumar. Nava joacă la prima întrecere ITF din acest an. Pe finalul sezonului precedent a avut o accidentare care l-a ținut departe vreo 7 luni. A câștigat chinuit primul meci, deși întâlnea un sportiv fără clasament. Acum, împotriva lui Kumar, lucrurile stau cu totul și cu totul altcumva. Indianul vine după semifinală reușită săptămâna trecută într-o competiție similară din state. Forma de moment îl recomandă și aici merg și eu pe un 2 la o cotă de 1.55. Și am încheiat biletul cu un duel de la Amstelveen din Olanda, un ITF feminin, Isabela Șinicova împotriva Antoniei Ruzici. Cele două s-au întâlnit și anul trecut. Ruzici câștiga
la pas, un 6-2-6-4 acolo. În mod normal, la forma pe care o arată tânăra din Croația, ar trebui să se impună fără doar și poate în acest joc. Dacă în emisiunea de miercuri am avut o cotă de puțin peste 11, acum e de aproape 9, așadar mai mică, însă am speranțe că din acele meciuri veți găsi și voi câteva care să vă convingă și le veți juca așa cum considerați de cuvință. Bun, vrei să găsim un pariu live și astăzi? Din păcate la Wimbledon nu prea avem ce să jucăm, pentru că sunt meciuri din turneile juniorilor sau meciurile ale legendelor în acest moment. Putem să mergem însă în ITF-uri sau în WTA 125. Am văzut aici în turneul de la Båstad din Suedia, unde Lauren Davis joacă împotriva Rebeccai Peterson. E primul set 3-2 pentru suedeză, după cum vedem minge de break pentru Peterson, dar se joacă pe zgură, break-ul nu contează la fel de mult, iată a crescut cota suedezei, însă cred că o va învinge pe american, că tu ce zici? Da. Locul joacă acasă și 1.67 cred că e o cotă bună de jucat. Sperăm să meargă mai departe seria noastră, așadar recomandăm victoria Rebeccai Peterson în condițiile în care în ultimele 4 zile, de fiecare dată am încheiat cu un pariu live și spre bucuria noastră acesta a fost câștigător. Toate recomandările noastre le puteți găsi în Super Social și de asemenea în aplicația Superbet. Aveți posibilitatea de a urmări live streaming fiecare partidă de la Wimbledon. Atât pentru astăzi, vă așteptăm și vineri de la ora 14. Să sperăm că vom putea vorbi despre o calificare a Simonei Halep în finală. Deocamdată atât, o zi cât mai plăcută.